Nu am apucat să întreb familia vice dacă vine de la vicepreședinte, vice nu știu ce cutare, dar mă bucur că ați venit, Beni și Și noi ne Ramona. bucurăm. Noi ne bucurăm. Bănuim că o să fie o seară frumoasă, sigur o să fie o seară frumoasă. Dacă o să discutăm despre familie sau despre altceva, o să vă spunem la sfârșit, că nu știm nici noi exact despre ce vom vorbi, dar o să începem cel puțin cu chestia asta cu familie. Câți ani de căsătorie? 4 ani. 4 ani. 4 ani de căsătorie. Puțin, dar frumoși. Frumoși. Oricum, la momentul ăsta sunteți în măsură să țineți conferințe pentru familie, să spunem, da. Așa, așa, așa. Așa, 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 da. Bun, hai să începem cu asta, că dacă 4 ani, descoperiri frumoase despre familie în 4 ani. În 4 ani deja avem 2 copii. Astea sunt două descoperiri frumoase, da? Da. Domnul să-i binecuvinteze. Mulțumim frumos. Și în acești 4 ani am descoperit de fapt ce înseamnă cu adevărat a iubi, a te jertfi, a fi unul lângă altul, necondiționat. Bine, știați înainte de iubire, de jertfire, Ca de... și teorii, dar trăind unul cu altul, a fost și o provocare și încă avem multe de învățat. Ai crescut cumva în biserică? Ai avut legătură cu biserica? Da, am crescut în familie de Și ai auzit predici creștini. de la noi, din alea, că noi ne jertfim precum Hristos, Da, biserica? da, Te-ai da. gândit vreodată așa, că dacă iei unul din biserică, la ca și Hristos, o să stea pe cruce dacă trebuie? Sincer, mă urmărea într-un fel fraza asta, ați da viața pentru cel pe care îl iubești. Și la un moment dat în viață mi-am pus întrebarea asta, ajungând în anumite contexte și am priceput să spun așa o parte din semnificația acestei fraze. Cum e cu descoperirile frumoase după... Tu ai știut că o să fie frumos, că de asta te-ai însurat, bănuiesc, nu? Da. Apropo de un verset preferat, eu pot spune că nu am un verset preferat, eu am o pildă preferată. E pilda fiului risipitor care mi se potrivește perfect. Am crescut în biserică de mic, dar după ce am plecat, n-am mai vrut, personal, n-am mai vrut să am de face cu biserica. După foarte anturaje și experiențe și totului tot înapoi în biserică m-am întors și e cel mai Dar bine. la momentul căsătoriei, era în biserică sau nu? Da, am făcut legământ cu Dumnezeu în apa botezului de 1 an de zile. Deci erai deja acasă, Da, cu da, haina din nou, da, cu și mă inelul, bucur, și cu... mă bucur. Și sigur că Și mă altfel nu te bucur. lua, stai liniștit. Asta a fost una din condiții, spun eu, au fost condiții care nu s-au negociat. Ai zis de doi copii, au venit ușor, greu, fără nicio problemă. Mai greu, prima fetiță, Dumnezeu ne-a dăruit o fetiță la început. A fost mai greu, a fost o încercare prin care Dumnezeu ne-a trecut ca familie. Nu știu să detaliez. Fă ce vrei, că deja văd că ești emoționat, Da, ai sunt voie să plângi, deci emoționată. nu e nicio Sunt problemă. emoționată pentru că ne-a schimbat ca familie încercarea asta de la Dumnezeu. După 1 an și jumătate de căsătorie, Dumnezeu m-a binecuvântat cu această sarcină și încă de la început au fost probleme. La 8 săptămâni am sângerat foarte mult și era să pierd sarcina, dar medicul, am stat o săptămână în spital, m-a tratat și a spus, vedem dacă lucrurile vor reveni la normal sau nu. Dumnezeu a fost cu mine și cu soțul meu, Benin, în acele momente și după o lună și ceva, lucrurile au devenit la normal, placenta de fapt mi s-a desprins de uter și a fost totul bine apoi. Iar pe Dar, la... scuză-mă, că acum eu mai întrerup, că le uit Da. așa. Voi, când v-ați căsătorit, v-ați rugat lui Dumnezeu să vă dorească probleme, copii cu probleme, sau... Bineînțeles că A, nu intrau astea în v-am calcul. Toate astea frumoase... Da, era ceva normal, că o familie se căsătorește, după o perioadă vom avea și copii. Copiii trebuie să fie normal, sănătoși, Sănătoși, nu ne frumoși, gândim că ar da. putea exista vreo problemă, Eu, da, nici... eu câteodată le spun că nu zice, ne dorim copii. Zic, nu e adevărat. Cum? Zic, nu vă doriți copil, vă doriți un anume tip de copil, un copil sănătos. Și ce faci când
când descoperi că nu e chiar cum ne-am așteptat? E un pic dureros și suferi, pentru că te gândești de ce trebuie să treci pe acolo și îți amintești că, de fapt, alte persoane care au copii normali, e o binecuvântare, de fapt. Și, nu, nu, îți dai seama că nu vreau să bag cuțitul în rană, dar o să spun de ce. Ai fost fată din biserică, da? L-ai iubit pe Dumnezeu, ai fost sinceră cu Dumnezeu, ai căutat să împlinești voia lui Dumnezeu, ai văzut că sunt și altfel de oameni în lume. Te întrebi atunci, oare, Doamne, ce faci și de ce? Da, eu lucrez și sunt profesoară la un centru de copii cu deficiențe severe și, într-un fel, în momentul în care am trecut prin încercarea aceea, mă gândeam că nu vreau ca Dumnezeu să-mi dăruiască un copil cu probleme. Dumnezeu nu ne-a dat un copil cu probleme, vreau să știe de la început asta, dar începutul și prima sarcină m-a dus cu gândul înspre lucrurile astea. Mai mult de atât, cum spuneți, am crescut în biserică. Am crescut cu un părinți foarte pocăiți și ca orice tată, care e mai strict cu fetele, să spun așa, am pentru fost că le iubește foarte exact, mult. Exact, acum fiind părinți, înțelege mai bine. Am respectat, să spun, am supus autorității și am stat tot timpul lângă Dumnezeu și mai mult de atât am fost implicată ca dirijor de copii, la corul de copii, dirijor la corul mixt, apoi am fost implicată foarte mult în slujirea pentru Dumnezeu în biserica noastră. Și nu doar eu mi-am pus întrebările în momentul încercării. Doamne, nu de-a-L trage la răspundere pe Dumnezeu, ci ca orice om te întreboare de ce trebuie să trec pe aici. Și mai mult de atât, poate și alții din jurul meu se gândea, vai, Ramona, o fată pocăită, uită prin ce o găduie Dumnezeu să treacă tocmai ea. Dar Dumnezeu a avut un scop precis pentru mine și Beni și de aceea înțelegem de ce am trecut pe acolo. Mai apoi, după ce am trecut prin încercarea aceasta. O să revin la tine și tu știi de ce revin la tine. Poate că întrebarea mea e aiurea, dar întreb și eu, să spunem că nu a fost așa. Ce faci ca soț când stai lângă soție, o iubești și nu poți face aproape nimic pentru ea? Adică îți sună ceva cunoscut sau... Da, 3 luni de zile a fost așa. 3 luni de zile? 3 luni de zile. Au fost lungi astea? Tot timpul s-a întâmplat în 28 februarie, ieșind în mai, primăvara afară, și tot timpul avem impresia că ziua fetiței e primăvara, de fapt. Dar de fapt e iarna. E greu. A fost pentru mine greu. Au fost zile când mă plimbam de nebun prin Timișoara. Serios? Da. Cunosc orașul pentru că am studiat 5 ani. Mă plimbam. Ce altceva să faci? Și te rogi. Am picat de comun de acord împreună cu Ramona. Ora 10 seara să fie ora noastră de rugăciune. Nu contează unde suntem fiecare. Și nu știu cum să spun, cu ceva luni în urmă murise bunica. Și atunci bunicul meu, m-a plăcut foarte mult, a zis, asta e viața. Nu avem voie să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, de ce ai luat-o? Sau, Doamne, nu. Dumnezeu dă, ne trece prin o încercare și, cum spune și în cuvântul lui, Dumnezeu nu-ți dă mai mult decât, nu poți tu să nu-ți dă mai mult și nu ne-o dă mai mult. Eu așa cred. Asta era logica aia simplă, bătrânul cu, dar noi știi, suntem o altă generație, noi trebuie să știm de ce, de cu tare. Suntem o altă generație, dar eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a ținut tare în credință. Pe bune, într-o chestie din asta, te-ai putea și răci sau da, revolta? Sau... Foarte mult. Foarte mult. Și eu mă bucur că n-am făcut-o. Mă bucur că n-am făcut-o.
Deși, sincer, vă spun, mi-era frică că pot să nebunesc. Că poate soția Ramona să nebunească. 3 luni să stai, să nu faci nimic. Știi la ce m-am gândit toată, Beni? Vezi că în traducerea Cornilescu, Cornilescu folosește foarte mult cuvântul inimă, dar nu se referă la inima anatomică. Este sinonimul pentru minte. Dar noi, în traducerea Cornilescu cu care am crescut, am fost învățați și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Și eu, cum le mai ziceam altora, mai încearcă să înlocuiești inimă cu minte, la un moment dat, când am ajuns la versetul ăsta, și am zis, ia să ai un pic de el, și nu-ți pierde mintea când ești mustrat de el. Nu poți să-ți pierzi mintea într-o chestie din asta, știi? Ești mustrat de Domnul și zici, Viorele, nu te supăra, o iau razna. Adică e bine că Dumnezeu e acolo, dar nu înseamnă că e ușor, știi? Deci eu mă gândeam la ce spuneai, Ramona. Cred că e o mare dedicare, o chemare specială, nici nu știu cum să spun, să lucrezi cu copii cu probleme. Că nu vreau să zic altceva, că așa eu am niște sensibilități ale mele și par eu așa pe din afară, dar... deci o rugăciune a mea când am conștientizat un pic, când am fost adolescent, că am spus, Doamne, dacă mă voi căsători și vei vrea vreodată să mă pedepsești cu ceva, am o rugăminte, numai cu un copil bolnav. Nu. Încearcă altceva, dar numai... Nu. Deci am spus mult cu asta, nu... Deci o copii, părinții care au un copil bolnav, pentru mine sunt eroi, dar trebuie să ai o chemare specială să le fii pedagog, profesor, să lucrezi cu ei. Așa. Dar să-ți imaginezi într-o zi că va fi copilul tău acolo, e un pic diferit, așa-i? Încep să privești altfel lucrurile. Ați condamnat o familie care v-ar spune că au frământări, au lacrimi, nici nu mai știu dacă să creadă sau nu într-o astfel de situație? Nu. V-ați gândit vreodată să îi ajutați pe unii într-o situație de genul ăsta? Da. Da. Ajungând acasă, fiind acasă și Dumnezeu fiind bun cu noi într-o situație de genul ăsta, bineînțeles că ne-am gândit la cât mult bine ne-a făcut Dumnezeu și cât de bun a fost cu noi, cum să nu... Nu pot, cum să spun, când moare cineva drag unei persoane, tu care nu ai trecut prin asta, să nu-ți moară nimeni drag, nu știi cum să fii aproape. Și am spus cu Beni, dacă Dumnezeu va îngădui să putem vreodată să fim aproape lângă cineva care poate trece exact prin situația noastră, ne-am bucurat foarte mult și chiar acum ceva, o lună în urmă sau mai mult, cineva din biserica noastră a trecut printr-o poveste similară, să spun așa, și am simțit imediat chemarea lui Dumnezeu să-i scriu acelei mame și să o încurajez. Frumos, frumos. Am două curiozități. Da. Lumea mea care mă cunoaște știu că eu sunt un pic de evreu, trebuie să câștig din orice câte ceva. Spuneți-mi, dacă aș fi păstorul unei biserici și voi ați fi membri în biserica pe care o slujesc eu, ce aș putea face pentru voi într-o asemenea perioadă? Să vă rugați și să nu ne sunați în fiecare zi. Pentru că trecând prin această experiență și mamei mele am spus să nu ne mai suni. La un moment dat, întrebarea cum ești te doboară. Când nu poți să spui nimic nou decât ce ai repetat 2 săptămâni. Exact. Și întrebarea asta, cum ești, te doboară. Și altceva ce ați mai putea face, să îndemnați frații din biserică, surorile, să poarte rugăciune problema aceasta. Pentru noi a contat enorm. Enorm. Rugăciunea au fost. Să știi că biserica e aproape de voi, de rugăciune. Da. Și a și fost. Și a contat foarte mult. Biserica, familia, prieteni. Nu știu dacă m-aș angaja, dar dau o situație din asta așa mai ipotetică. O dată pe lună, ca să nu fie, că acum am priceput cu sunatul, da.
ți-ar fi plăcut să mă plimb cu tine prin Timișoara, dar să nu zic nimic, numai să ne ducem doi nebuni pe stradă în loc de unul. Da. Bun, și acum frământarea mea, cum să aflu eu chestia asta? Că vezi, acum îmi spui că discutăm, dar în situația respectivă, nu știu dacă eu aș fi avut înțelepciunea să te întreb, nu știu dacă tu ai fi avut curajul să îmi spui mie ca păstor, frate păstor, eu obișnuiesc în anumite seri să mă plimb ca nebunul pe ăsta, dacă aveți timp o dată, 2 ore, dar fără predici, nu veniți cu predici la mine că vi le bag pe gât, dacă vreți să vă plimbați așa să părem doi în loc de unul, dați un SMS sau... Păi, ca să ajuți un om când e în orice rău, prin orice încercare trece, trebuie să-l cunoști dinainte. De exemplu, dumneavoastră, dacă ați fi vrut să vă plimbați cu mine, m-ați fi cunoscut dinainte. Oh, știu că lui Beni place să se plimbe. Mă duc, stau lângă el. Deci inițiativa ar trebui oarecum să fie la mine, totuși. Eu cred că la Că orice păstor. mi-a plăcut ce a zis Ramona, am auzit de aia și i-am scris. N-ai așteptat să scrie ea că fata am auzit că tu ai trecut ce mă sfătuiești, că poate nici nu mai știe unde. Da, Da, în momentul ăla. Nu mai știe, ai stat. eu vreau să vă spun că eu nu o cunoșteam personal pe această fată. Am văzut-o în momentul în care s-a căsătorit în biserică la noi, dar n-am stat niciodată de vorbă cu ea. Dar dacă vrei, afli număr de telefon, afli adrese de e-mail, Așa dacă... e, așa Da, e. da. Bun, asta a fost primul copil. Da. Domnul v-a binecuvântat, că și asta e binecuvântare, numai Exact. așa, v-a binecuvântat doar la prima sau și la al doilea? Sau la al doilea v-a mai scutit un pic? Eu mai scutit un V-a pic. mai scutit un pic, ca Da, să da, ajunge, da. da. La primul copil, Arion, a fost totul prin surprindere, adică nu ne-am așteptat, trebuie să nasc foarte repede, de urgență, la 7 luni. Fiind problemele din prima sarcină, mi-a fost un pic teamă când am rămas însărcinată a doua oară, după 6 luni, o perioadă foarte scurtă. Cei mai mulți din jurul nostru s-au mirat în sensul cum am avut curajul să rămân din nou însărcinată atât de repede. Nu trebuie totdeauna curaj, știi? Exact. Da. Și pe la 4 luni de sarcină, la al doilea copil, doctorul mi-a pus același diagnostic ca și la Ops. Riona, la prima fetiță. Trecând cu Riona prin greutatea aceea, parcă un pic iarăși ni s-a cutremurat pământul de sub picioare, dar am venit din nou cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a răspuns într-un mod minunat, peste o lună la următorul control. Nu știu, s-a întâmplat o minună, pur și simplu a luat în greutate mult mai mult decât s-a aștepta chiar și doctorul, și lucrurile au revenit la normal și ne-am bucurat de lucrul Deci ăsta. concluzia, Dumnezeu e Dumnezeu, dar noi Așa suntem e, noi. Asta așa este e. Dumnezeu și e bine că are răbdare cu noi și că ne înțelege și când nu ne înțelegem nici măcar noi. Deci e fain. Voi ați putea scrie o poveste întreagă doar din chestia asta, dar la început n-a fost așa, nu? La început ați fost și voi copii undeva în vreo casă. Ce ți aduce aminte din casa părinților tăi? Ai foarte multe lucruri. Ia, zi-ne ceva așa. De bine sau de rău? De rău, în Mai... sensul că mă băteam cu sora mea. Ah, deci erați o familie normală? Da. Bun, și de la ce vă băteați? Să nu zici că de la orice, dar Nu, era... cred că eu eram de vină cam tot timpul. Ah, nu-mi vine să cred chestia asta. Tu erai mai mare? Nu. Haide! Licea oricum, era fată, dar era mai mare. Înțeleg chestia asta, da. Iar tu erai mai mic, dar erai... Băiatul, am înțeles, gata. Până în clasa 4 am luat bătaie, după aia nu. De la sora mea. Da, că se schimbă chestiile Da. în viață, da. Frumos, în familie, să fim toți, 4 persoane la masă. Pe bune, mai zi o dată chestia asta, să Să fiți fim toți toți, împreună la 4 persoane masă. la masă. Am fost eu, mama, Da, tata, eu, da, da, da. sora mea și eu. 4 persoane la Cam masă. în câte familii crezi că astăzi, o dată pe zi, mănâncă toată familia împreună? Să știți că știu chestia asta și foarte puține familii. Foarte puține. Foarte puține familii se mai strâng.
duminica. Deci asta pentru tine e o amintire plăcută, că stăteam, domne, la masă. Da. Nu, bun, nu vă băteați la masă, mai dădeați una pe sub masă, așa, cu piciorul, cum știu ce, dar e ok. Duminica la masă. Duminica la masă. Da. Frumos, da. Părinții oameni credincioși? Da. Dacă ai zis că... Bun, și zi-mi și mie, așa, da, ce te-a făcut să o iei înspre frumusețele alea de afară? Că n-ai luat-o înspre turmele de porci, știi, tu ai luat-o înspre chestiile frumoase, nu? Da, promisiuni, da, libertate, trebuie, ia zi-ne, cum? Păi, cred că tot a plecat din clasa 7-a, în generală. Mă apucasem și de sport și, nu știu, am vrut să fiu altfel, am vrut să fiu diferit. Da, la mulți li se urăște cu bine, în fine, da. Da. Nu știu, am vrut să văd ceva nou. Pentru mine atunci, ceva nou. Da, da. Dar nu, n-a fost. Și cât a durat chestia asta? Din clasa 7-a până... A durat. Până am terminat facultatea, pot spune. A durat. Și nu se combină sportul cu anturajul rău, chiar deloc. Chiar te distruge mai rău. Da. Nu mai există performanță. Și atunci, ce te-a făcut să te întorci? Pot spune că în primul an de facultate a murit un prieten. Nu, scuze. Nu, la noi nu era totul e normal. Adică asta e viața reală, noi nu ne ferim de chestiile astea. Nu era pocăit, cum spunem noi. Nu era pocăit, nu, nimica. A murit pur și simplu. Era o chestie când am spus, hai, venim acasă de la Timișoara și ieșim în parc. Cred că am zis că mergem la biliard sau ceva de genul. Și la un moment dat eram pe Messenger, era Messenger-ul înainte, și eram pe Messenger și... primesc un mesaj și îmi zice cineva, cutare a murit. Zic, cum că era vorba că ieșim toți? Adică nu merge nici ca glumă, știi? Da. Zice, nu, a avut accident, a murit. Și asta era în 2008. O trecut, a fost scurt. O trecut și după aceea... Da, a fost un șoc. Da, a fost pe moment, pentru că știam, băi, nu știu să zic, să nu exagerez, în 2-3 ore trebuie să ne vedem toți, adică mergem în parc, după aia mergem la biliard. Da, șocul care a fost? Că se poate muri la orice vârstă? Sau ce a fost în momentul ăla în mintea ta? În momentul ăla a fost, eram foarte mulți din Bocșa atunci, eu deloc fiind din Bocșa, eram foarte mulți din Bocșa, terminasem liceul și erau mulți care ne întâlneam în haltă la Bocșa și spuneam, uai, toți suntem la facultate în Timișoara. Ce tare, ce fain, ce wow! Și după aia parcă așa... Unul dintre noi. Nu-i mai. Da. Și după aceea m-am lipit de un anturaj în care am zis trebuie să facem bani. Totul se rezuma la bani. Și uai, facem bani, ne învârtim, luăm de acolo, dăm în altă parte, luăm așa, luăm așa. Și într-o seară, împreună cu băieții, am zis, băi, nu mai vin cu voi. Sunt obosit, nu mai vreau să vin cu voi. S-au dus ei. A doua zi de dimineață să aflu că toți sunt la tribunal. Au fost prinși. Și zic, băi, m-a pus o întrebare, zic, măi, cine m-a dat mie gândul ăsta? Nu te mai duc. Ai fost de atâtea ori, dar acum stai potolit, nu te mai duc, du-te acasă. Și tot în acel anturaj, un prieten... Nici n-am știut, am aflat după 6 luni că a fost închis într-o altă țară, băgat în închisoare și acolo a fost omorât. După ce am terminat facultatea, un băiat a avut un accident de mașină foarte dubios. Mulți nu știau ce să creadă, dacă a fost sinucidere sau nu. Și după ce am terminat studiile, cineva, nu eram acasă, eram plecat și o doamnă învățătoare de la mine, de acolo, din Bocșa, din zonă, o bătut la noi la ușă, nefiind acasă, sora mea m-a sunat și mi-a zis, vezi că te caută, doamna învățătoare, vrea să vorbească cu tine legat de un post
de profesor pe educație fizică și sport. Eram super, am terminat facultatea, trebuie să mă angajez. Eram așa mult munții unde mă duc. Și am ajuns acasă, mi-a zis cine mă caută și zic, băi, cum să nu mă duc? Două scări mai încolo de bloc, adică mă duc. Și era vorba de fostul director, Alex Șiuci, căuta un post pentru secția din Bocșa, proaspăt deschisă. Liceul Baptist. Da, Liceul Teologic Baptist, cu Reșița cu secție în Bocșa. M-am dus, am stat de vorbă cu el și mi-a zis, trebuie să mergi la Reșița, la liceu, mi-a zis unde se află liceul tot și a zis, acolo o să ai un interviu cu fratele păstor. Primul lucru, când am intrat pe poartă, era deja septembrie, începuse deja școala, primul lucru când am intrat pe poartă, auzeam copiii cum cântă. Și m-am adus aminte de cântările când mergeam la biserică la copii. Și a fost așa, wow! Nu m-aș fi gândit, adică nici nu cred că mai fredonam în facultate, nici nu cred că mai știam ceva de o cântare. Dacă îmi spunea cineva pe drum, zi o cântare de la biserică, eram, nu știu, mai lua prea tare, stai să mă gândesc. Da, era un capitol oricum, da. De mult, da. Teoretic încheiat. Și așa și atunci am început să leg unele lucruri, să stau pe gânduri. Simțeam cumva și am simțit și acum simt că Dumnezeu are alt plan. Atunci avea alt plan cu mine, adică trebuia să mă ia de acolo și acum are un plan cu mine. Frumos. Și m-a binecuvântat extraordinar. Ramona, cât ai așteptat după el? El a așteptat după mine. Deci nu te-a lămurit foarte ușor? Jumătate, nu știam ce să cred la momentul acela. Eu l-am cunoscut pe el la Liceu Baptist, el era deja profesor de ceva timp acolo, am terminat și eu facultatea și nu mi-am găsit în domeniu chiar atunci după ce am terminat și am fost la Liceu Baptist la after school cu copii, stăteam după ore, acolo l-am cunoscut pe Beni, acolo ne-am îndrăgostit și după 7 luni de relație, ne-am și logodit. Da, ce să mai lungim. Exact. Chiar asta mă gândeam. Mă rugam să-mi dea Dumnezeu un soț care, bineînțeles, să aibă deja loc de muncă, să nu aștept foarte mult timp. Dacă simțeam că venii din partea Domnului și mă apropie de Dumnezeu prin el, l-am găsit, amândoi aveam un servici, de ce să mai așteptăm? Aveam o vârstă, aveam un serviciu. Ce și părinții, dacă stăm prea mult de vorbă, ce tot o lungiți atâta, dacă ce atâta discuții, hai, luați-vă dacă vă iubiți și așa a fost. La scurt timp am căsătorit. Bun, că ție tot îți place cu copiii și cu tinerii sau așa, dacă te invit acum cineva să te duci la o întâlnire tineret și da, zice să le dai niște sfaturi fetelor care vor să se mărite bine. Că de măritat, oricine se poate mărita, dar să te măriți bine nu e chiar așa, dar ce sfaturi le-ai da? Nu l-aș da sfatul, în primul rând, să-și găsească un băiat din biserică, baptist, penticostal, așa din familia în care au crescut, să spunem, ci mai degrabă să-și caute un băiat născut din nou. Pentru că pot fi și băieți baptiști sau... A, tu ai chestia aia, că ai crescut în biserică și știi ca multe. Bun, nu vorbim da, că pe la Reșița ar fi fost așa nu, ceva. Nu, niciun caz. Da, ai auzit tu că pe la am Constanța, auzit, da, mama aia, nu știu ce. Mai sunt și din ăștia care sunt trecuți în registrul bisericii, dar nu prea le au ei cu... Așa e. La bun, noi da. Se circulă acum, veștile circulă pe internet. Da. Deci născut din nou, ce ar însemna asta? Să aibă o inimă schimbată, să aibă gândurile schimbate, mintea schimbată de Dumnezeu. Bun, dar cum își poate da seama o fată că băiatul ăla e transformat de Dumnezeu? Că el chiar pretinde că e transformat de Dumnezeu, dar fata cum îl poate verifica? Păi, uitându-se în ce anturaj
se află, ce caută la o fată. Din discuțiile cu o fată îți poți da acum, ce caută un băiat la o fată? Caracter? Păi tocmai să nu pun accentul doar pe caracter. Nu vreau să par prea spirituală, dar în momentul în care eu așa mi-am dat seama la Beni, la soțul meu, dacă el căuta prin mine să ne și apropiem împreună de Dumnezeu, nu știu, să ne hotărâm, să ne rugăm cândva, poate să citim chiar din Scriptură, pe lângă toate celelalte, să căutăm și asta, pentru că suntem oameni și căutăm în celălalt ceea ce vrem să găsim. Eu cred că așa ați poți da seama dacă acel băiat. Deci tu zici că viața mea de fiecare zi arată de fapt inima mea, interiorul meu. Degeaba vine eu cu povești la tine că nu știu ce, nu știu cum și viața mea e varză. Nu. Adică e cam greu, să nu zicem imposibil, dar noi știm izvorul să fie dulce și apa să fie sărată, știi? Ori nu poți. Deci asta la fete. Da, ei zice la o fată, dacă el e așa, credincios, spiritual și nu-i place de el fizic, ei zice să se mărite cu el. Nu. Păi nu se mărită cu sufletul lui, știi, are un suflet. Păi înainte să caut sufletul, eu prima dată l-am văzut pe Beni și apoi... A, deci tu vedeai, da. Vedeam foarte bine. Da. Nu, dar eu am zis că fetele nu se uită la chestia asta, nu? Ba, da, se uită și fetele. Am înțeles, da. Important, normal, noi fetele de multe ori începem și o dăm pe cealaltă parte, sufletul contează, dar normal că prima dată te îndrăgostești și de fizicul omului și apoi descoperi cine este dincolo de... Zi-mi, hai că tot ai intrat în chestia asta, așa. Și la fileu intrăm în sport, zi-mi tipul de băiat cu care nu te-ai fi căsătorit. În afară de chestia asta că nu e născut din nou, că acum asta am priceput. Da. Mi-a venit acum un gând în minte. Cineva mi-a dat sfatul, Ramona, care mă cunoștea, Ramona, să nu te măriți niciodată cu un profesor. Profesorii au salariile mici. Știi cum, nu știi cum o să o duci după aia. Și exact cu un profesor m-am căsătorit. Păi nu m-aș fi căsătorit... Păi bun, dar voi nu vă gândiți la bani, fetele. Voi, exact, noi. Frumoasă, da, las că Domnul Iisus poartă de grijă. Da. Nu m-aș fi căsătorit niciodată cu un băiat care... Cu un morocănos puteai trăi? Nu, pentru că uneori eu sunt așa și trebuia să fie opusul meu. Nu m-aș fi căsătorit cu un bărbat care se laudă tot timpul cu ce are, care să pună accent tot timpul pe material. Nu știu, mă gândesc la cei Beni și la da, ce. Așa, da. Nu, e bine, m-am întrebat și așa, că și eu curiozitățile mele, da. Nu știu, Beni, să zic să dai ceva sfaturi la copii, că ce poți să spui uneia în clasa 7, în clasa 8, tot copii sunt, dar dacă ai ști că ai așa o echipă de copii din ăștia care le vin fluturi din ăștia în cap, că acasă, vorbind de fiul risipitor, acasă la tata sunt niște reguli, sunt nu știu ce, dar ce faine lumea largă, ce le-ai zice? Că eu cred că mulți mai confruntă cu gânduri de astea, nu? Da, și în prezent se confruntă foarte mulți, pentru că în prezent au ajuns unii copii să spună sunt sătul, joia biserică, duminică dimineață biserică, duminică după masă biserică, vreau libertate. Și atunci pleacă. Dar libertatea aia îi... cum să spun, fac ceva pentru tine, dar la un moment dat o să-ți cer o favoare. Vin asta, facturile. Asta e libertatea asta. Libertatea îți oferă, spune, fac ceva, ești liber. E de la un moment dat o să-ți cer eu o favoare. Și favoarea aia, la unii, poate să fie sufletul.
ca și sfat unui tânăr, pot să-i spun să ai răbdare. Și în primul rând, dacă se simte cineva că, vai, mă obligă ai mei cu biserica sau... Da, mă obligă, pot să spun așa. Încearcă să vorbești cu părinții. Eu, din câte știu, astăzi, în momentul de față, foarte puțină comunicare mai în familie, între mamă, fiică, tată, fiu, sau invers, părinți, copii, în general. Foarte puțină comunicare. Ei, acum suntem ocupați cu alte chestii serioase. Trebuie comunicare. Da, așa, dacă, din câte știți voi, când a fost perioada lockdown, știți, și ne-au ținut pe toți în casă, nu crezi că s-a îmbunătățit comunicarea? Sincer, nu. Atunci ne-am izbit așa de realitate, să zic. Atunci ai văzut adevărul. Că noi deși... Fost. Ia zi. Nu pentru voi, pentru ea de la Constanța. Ia zi cum a fost pentru ea de la Constanța. Deci ea de la Constanța a ajuns la concluzia că nu mai poți pleca la lucru, nu mai poți cu tare. Bun. Ce s-a întâmplat? Zi, Ramona, că tu ai deschis. Nu, cred că Beni se referă la altceva. Aici ne-am referit un pic, pentru noi a fost foarte bine, am avut un ajutor, a fost bine acasă, soțul să mă ajute la toate treburile cu doi copii mici. Cu ce ne-am confruntat noi, poate așa, a fost în legătură, în relația cu alte persoane apropiate, poate din biserică, și ne-am dat seama, de fapt, chiar suntem apropiați de unele persoane sau... A fost o... Da, o rutină, poate o obișnuință. Și mai ales aveam discuții lungi cu Beni acasă pe tema asta, cât s-a întrerupt tot. Și la biserică n-am mai putut să slujim pe Dumnezeu în acel mod. Și ne întrebam, na, acum cum îl mai slujim pe Dumnezeu față adică de alții? Adică ideea slujirii nu dispare, nu? Exact. Da, și gândeam, da. Oare ce ne cere Dumnezeu să facem acum sau cum să abordăm situația? Dar... prin intermediul internetului am păstrat legătura și cu tinerii și am observat această ruptură, să zic. De fapt, cât de mult îl căutăm pe Dumnezeu? Dacă nu mai mergem la biserică, să vedem ce facem de acum înainte. Și pe noi ne-a apropiat asta pentru că am putut să stăm mai mult, să citim din Biblie, să ne rugăm împreună. Pentru noi a fost bine. Eu așa spun. Da, da. Nu ți-a părut rău niciodată că ți-ai investit tinerețea așa de mult în biserică? Că tu nu erai numai joia și duminica. Cred că erai și marța, din câte am auzit eu, că dacă tot trebuia să... Eram, cred că, înainte să mă căsătoresc cu Beni, cred că nu exista zi din săptămână să nu fiu la biserică. Eu am zis de marța acasă. Da. Da. Și nu-mi pare rău. Și vorbeam înainte de sfaturi... Bun, n-aș fi măsură să dau sfaturi, dar am spun și o părere. Oricum le dăm, da. Da. Eu pe toți tinerii și la noi la biserică i-am demnat de cât mai tineri să-și investească toată energia în a-L sluji pe Dumnezeu. Pentru că mi-am dat seama apoi, după ce m-am căsătorit, depinde și de dorințele soțului. Apoi apar copiii și într-un fel îmi pare rău în sensul că nu mai am libertatea aceea de a fi tot timpul acolo. Aș fi vrut să mă duc. Copiii mai e greu. Se trezesc. Nu vine să cred. Așa e că nu vă vine. Adică cum poți fi însărcinată și să ai o sarcină că stai să mori și nu ai chef să te duci luni sear la biserică? Hai, da. Mai explică. Nu, deci eu asta le-am spus tinerilor de la noi din biserică, decât mai tineri să își angreneze toată energia în a-L sluji pe Dumnezeu. E oportunitate și să se cunoască unii cu alții. Și eu personal, ocupându-mă pe partea muzicală în biserică, nu am terminat studii în acest domeniu, dar cred că Dumnezeu m-a zestrat cu talentul ăsta și pentru mine era o plăcere și pentru că fac muzică ce-mi place, dar și pentru că îl slujesc pe Dumnezeu în același timp. Și aștept să crească copii și să mă implic din nou. Deci acum visezi că ne duci? Da, ne ducem eu copii, îmi fac filmele în cap. Da, da, da.
Păi acum, nici filmele să nu le avem măcar. Lăsăm pe Dumnezeu să fie regizorul. Exact. Să visăm gratis, și... asta-i spun toți lumbenii. El pricepe mai greu la unele. Deci să visăm este gratis. Da, apropo de chestia asta, așa mă bucur că ai amintit-o, pentru că m-a deranjat foarte mult chestia asta. Ne pocăim să ne asigurăm veșnicia. Dacă ne pocăim să ne asigurăm veșnicia, atunci merge chestia aia cu teoria că, domnule, cât îmi trebuie înainte de moarte să mă pocăiesc? Păi 5 minute. Nu, las că mă pocăiesc cu 5 zile, nu cu 5 minute înainte. Și am zis, domnule, mântuirea e una și după ce ai început relația cu Dumnezeu, posibilitatea aceasta să-L slujești pe Dumnezeu e ceva extraordinar. Și cum să spun, eu mă pot pocăi și la 80 de ani, dacă mă mai ține Dumnezeu în viață, dacă mai am mintea lucidă, dacă, dar teoretic mă pot pocăi și la 80 de ani. Și ce mai fac la 80 de ani pentru Iisus? Adică îi dau Parkinsonul meu și tot și spun, Iisuse, tot ce am îți dau, da? Altceva este să spui la 16 ani, Doamne, îți dau tinerețea mea, vocea mea, mintea mea, luciditatea mea, tot ce am, și dacă Dumnezeu mă ține până la 80 de ani, am o viață în care nu doar că am profitat de iertarea lui Dumnezeu, ci am încercat și eu un pic să fac ceva pentru Dumnezeu aici pe pământ, făcând de fapt pentru mine și ajutându-i. Și Dumnezeu niciodată nu rămâne dator, niciodată. Și asta văd din plin. Asta ai auzit-o în ceva predică sau chiar crezi în ea? Chiar cred în ea. Chiar cred și le trăim chiar acum. Și financiar sau numai spiritual? Și financiar. Deci din toate punctele de vedere. Putem spune cu mâna pe inimă, de când s-a născut Iona până în prezent, suntem binecuvântați în fiecare zi. Și înainte ați fost și acum. Și... Eu vorbind așa despre Iov, că el este luat, cred că toată lumea este de acord că Iov a avut trei perioade în viață. Iov binecuvântat, Iov... și Iov binecuvântat, chiar ce îmi place mie acum, ținând cont de vârstă, îmi place că în ultima parte a vieții Iov a fost mai binecuvântat decât binecuvântat și de asta eu zic că lucrurile frumoase vin la urmă, nu chiar la început. Dar rămâne partea aceea din mijloc unde spui între Iov binecuvântat și Iov binecuvântat ce a fost Iov. Dacă te uiți pe istoria reală, acum vedem, noi spunem, Iov a fost binecuvântat. Sigur, altfel, da. Dar nici el n-a înțeles un moment că este binecuvântat și nici alții. Dar în mâna lui Dumnezeu tot binecuvântat suntem, numai că binecuvântările sunt diferite. Dar îmi place că ați spus chestia asta, că nu, prezența lui Dumnezeu este reală și experiențele cu Dumnezeu... Și aș vrea să mai menționez un lucru. Chiar... înainte să avem copii, să o avem pe Iona mai exact, și atunci ne rugam și atunci mai citeam din Scriptură, însă știți și dumneavoastră, cântarea cântărilor, psalmii. Da, viața. Serviciu și viața poate mai aglomerată, și pot să zic că și atunci îl căutam împreună pe Dumnezeu, dar cred că nu l-am înțeles în poate nici nu am dat voie să spun lui Dumnezeu să ni se descopere atât de mult cât ar fi vrut. Și trecând prin încercarea cu Iona și arătându-ne că el trebuie să stea la baza temeliei credinței noastre, cumva inclusiv relația dintre mine și Beni și relația dintre noi împreună și Dumnezeu a avut loc o reformă, sau nu știu cum să spun. Pentru că am primit... Ați intrat într-o altă etapă, exact, un alt nivel, da. Exact. Ca și la jocurile astea, suntem la nivelul 2, la nivelul 3. Da. Și pot să zic că din acel punct, vorbind și de binecuvântări, nu mai ceream, nu mai vedeam lucrurile și viața, poate cum o vedeam înainte. Și necerându-L lui Dumnezeu, Doamne, vreau să ne ajut cu rata la apartament, dau un exemplu, vreau să ne ajut să, nu știu, să... Asta și pocăiții trebuie să o plătească, sau... Și da, pocăiții... Bine, să știu. Mai ales pocăiții. Mai ales pocăiții mei. Da. Sau să ia Beni examenul. Poate nu i-am cerut lui Dumnezeu în mod... Direct specific. Direct specific, poate cum am fi făcut-o înainte.
Mai mult am pus baza, așa cum Scriptura ne cere, să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și asta am făcut-o. Și de acolo am văzut binecuvântările lui Dumnezeu curgând. Că bonusurile vin, nu-i problemă. Da. Și de acolo am văzut cum Dumnezeu a revărsat așa binecuvântările peste noi și stăm și privim în urmă. Mamă, Ramona, tu dai seama cum ne-a ajutat Dumnezeu să trecem peste examene la servici. Vă fac o propunere. Acum toți știm că Dumnezeu ne-a promis, da? Da. Dacă, așa, ce-ar fi să faceți voi o rugăciune sau cum ar suna o rugăciune? Doamne, te rugăm în dreptul nostru să nu te ții de cuvânt. Știi că noi de multe ori rugăm să se ține de cuvânt, știi? Eu am spus, și dacă l-aș ruga pe Dumnezeu, dacă Dumnezeu a spus căutați întâi împărăția cerurilor și eu mă ocup și de celelalte, dacă voi vă ocupați de ce vă spun eu mă ocup de voi. Păi și dacă ea zice eu lui Dumnezeu să nu se ocupe, ar spune, cum să nu mă ocup, dar ăsta sunt eu, adică v-am dat cuvântul meu, cum să-mi spui tu mie să nu mă țin de cuvânt? Dar e foarte greu să ajungi aici, să știi. E foarte greu. Voi sunteți privilegiații care, nu ușor, ați ajuns foarte devreme în viața la concluzia asta. Sper să nu uitați. Da. Dar sunteți privilegiați, să știți. Și noi ne gândim că, de asta am spus la început, au trecut doar 4 ani, dar parcă Dumnezeu ne-a aruncat așa de tineri, să spun, în anumite probleme la care nu ne gândeam că vom trece și că așa de vreme poate înțelegem matur. Vreau să cred că înțelegem matur viața de credință. Și dacă tot vorbim de maturitate, oricum nu o să mai vină probleme de acum până la final, o să fie super fain. Prin încercarea asta am mai înțeles un lucru. Dacă un creștin are viața așa lineară și nu treci prin viață prin anumite încercări, frământări în care să ajungi în momente de cotitură, chiar prin valea umbrei morții, cred că trebuie să-ți pui o problemă. Măi, eu merg pe calea cum trebuie sau... Ce faci cu noi? Bine, nu vreau să par prea spirituală, nu, dar așa înțeleg lucrurile. Ești, dar, da. Așa înțeleg lucrurile. Și spuneam lui Beni, suntem, cum ați spus dumneavoastră, suntem privilegiați că îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a trecut prin încercările astea ale vieții. Frumos. Și dacă vor mai fi, Dumnezeu e cu noi. A, nu, știi ce a zis Domnul Iisus, dar târziu mi-am dat seama, ajunge zilei bucuriei ei. Da. Deci de ce să ne încărcăm noi cu ce-o fi mâine? Lasă, că avem astăzi bucurie sau... Mie îmi place și ce spune Solomon, în ziua fericirii fii fericit. Da. Că nu știi ce, în ziua fericirii ești fericit, în ziua când e mai greu, te ții mai tare de Dumnezeu, mai aproape de El și tot mâna bună lui Dumnezeu ne scoate de acolo. Asta, dacă tot am pomenit de fericire, haideți să vă fericim și pe voi care ne urmăriți și să spunem, gata, ne apropiem de încheiere, au expirat minutele, am priceput și noi lucrul acesta, dar trebuie să mă înțelegeți, eu când stau și aud atâtea lucruri frumoase și cât de frumos este să-L vezi pe Dumnezeu prezent și bun și să vezi că nu doar că scrie în Scriptură sau unii citesc în Scriptură și zic, wow, ce era pe timpul faptelor apostoli, ce era pe timpul lui David și noi acum ce facem? Unii ne întrebăm cum se întreba Gedeon, unde este Dumnezeul părinților noștri? Nu, Dumnezeu chiar este prezent și este acolo. Okay. Uneori Dumnezeu este acolo să nu ne lase să trecem prin, alteori este acolo să ne ajute să trecem prin. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru tot ce n-ați primit. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare lucru pe care l-ați primit. Nu sunteți căsătoriți, ați auzit, toate la vremea lor, cu încredere în Dumnezeu, vă apropiați de El. Ar fi bine să vă gândiți unii, poate foarte serios, la experiența nașterii din nou, apoi, odată ce sunteți copiii lui Dumnezeu, să vă gândiți să ascultați de El și în domeniul căsătorie, adică să încheiați un legământ cu cineva cu care Dumnezeu vă poate binecuvânta, nu neapărat numai cu cineva cu care puteți mânca bine înghețate, că s-ar putea într-o zi să nu vă mai placă înghețata și atunci s-a ruinat viața de familie, dar dacă Dumnezeu este Cel care vă leagă, Dumnezeu o să vă țină împreună și când o să vină lucruri care nu le-ați visat niciodată sau o să spuneți, mie nu o să mi se întâmple niciodată, ascultați-mă, cei care gândiți așa vă spun un lucru, la voi nu o să fie ca la noi, o să fie altfel. Altfel poate însemna
o lăsăm pentru altă emisiune. Deci, mulțumesc frumos că ați fost cu noi, v-ați deschis sufletul. Nu mă așteptam să fiți așa deschiși, dar mi-a plăcut. Am mai stat, dar... Da, mai stat. Aveți doi copii care vă așteaptă, chestii de genul ăsta. Cred că da, i-am lăsat dormind acasă. Sperați să doarmă, dacă nu, e ok, îi găsim și treci. Bun, da. Să fiți sub binecuvântarea Domnului, să vă folosească Domnul ca binecuvântare pentru alții și voi... Nu sunt sigur, că de asta vă aduc aminte. Sper că unii o să vă rugați și pentru ei, să mulțumiți lui Dumnezeu pentru ei, o să vă rugați pentru cei care ne ajută să ajungem în casele voastre, că este de lucru ca să ajungem acolo. Și când sunteți binecuvântați de Dumnezeu, pentru că ascultați-mă, indiferent unde sunteți, dacă îl iubiți pe Dumnezeu, sunteți binecuvântați. Chiar dacă nu înțelege lucrul acesta, când sunteți binecuvântați, încercați să folosiți binecuvântările Lui și pentru binecuvântarea altora. Este una din marile bucurii, nu doar să primești, ci primind de la Domnul, să dăruiești altora. Și știți bine că nu mă refer doar la bani. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe noi. Amin.